În acest weekend a avut loc un incendiu la un depozit de sortare a deșeurilor în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta-Turnu-Severin au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea acestuia. Cauza probabilă de izbucnire a fost autoaprinderea. Pompierii mehedințeni sunt mereu la datorie, iar în acest weekend au intervenit la stingerea unui incendiu. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta-Turnu-Severin au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de sortare a deșeurilor în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Sâmbătă după amiază, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta-Turnu-Severin au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de sortare a deșeurilor în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la deșeuri reciclabile pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați cu pericol de propagare. Acesta a fost localizat în limitele găsite, pompierii împiedicând extinderea flăcărilor, reușind să salveze un utilaj de sortare a deșeurilor. În fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de izbucnire a fost autoaprinderea.